În dimineața aceasta vreau să vă citesc două versete. Primul verset se află scris în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 11, versetul 28, iar al doilea verset la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 23. Două versete care prezintă două chemări pe care le abordăm în dimineața aceasta și cumva continuăm subiectul de aseară. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iar al doilea verset de la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să mă urmeze. Amin. Aș vrea să stăm într-o rugăciune în care să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Fiecare dintre dumneavoastră ar fi bine să înțelegeți că Biblia nu este un ziar pe care să-l citim. Nu este un ziar de unde obținem informații. Biblia este o pâine pe care trebuie să o mâncăm. De aceea mi-aș dori ca mesajul din dimineața aceasta să nu fie o informație, ci să fie o pâine care să ne dea viață. Să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute în slujba aceasta și facem rugăciunea aceasta în comun cu toții. Amin. Vă invităm să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul! În dimineața aceasta v-am citit două versete care prezintă două chemări. Foarte simplu. Prima chemare, veniți la mine. Iar a doua chemare, veniți după mine. Sunt două chemări diferite. La prima chemare, veniți la mine, câștigătorul, beneficiarul sunt eu și dumneata. Perdantul este Dumnezeu. În chemarea aceasta Dumnezeu pierde, tu câștigi. Dumnezeu își pierde fiul, fiul își pierde viața, este răstignit, este sacrificat, este batjocorit, este scuipat. Eu câștig. Eu nu pierd nimic, eu am de câștigat. De aceea, în prima chemare, cum am spus și aseară la mântuire, găsim o promisiune în care primim, efectiv primim.
Deci la prima chemare, Dumnezeu pierde și eu câștig. Da? Chemarea aceasta are la bază credința. Adică eu primesc când vin la El, aici spune, veniți la mine și eu vă voi da. Adică eu doar trebuie să iau. Trebuie să înțelegeți, credință nu însemnează să faci ceva. Credință însemnează să iei ceva făcut. Să primești ceva făcut. Adică credința efectiv te duce în avantaj să primești efectiv toate drepturile de la cruce. Dumneavoastră în dimineața aceasta aveți cina Domnului și trebuie să credeți că în sângele și în trupul Domnului Iisus Hristos este tot. Și efectiv când îl luăm, noi primim tot din Hristos. Tot ce a câștigat Hristos la cruce, toate drepturile care le-a avut diavolul asupra noastră sunt anulate la cruce. Și acolo primim alte drepturi. În momentul când eu iau din pâine și din rodul viței, eu primesc tot ce este în Hristos. Nu trebuie să fac absolut nimic, ci trebuie să cred. De aceea creștinismul nu începe cu un fă din partea ta, ci începe cu un făcut din partea Lui. Gândiți-vă când Maria Magdalena s-a dus la mormânt, s-a dus să facă ceva pentru trupul lui Iisus și a făcut cumpărături, a cumpărat miruri, miresme, s-a pregătit să facă ceva pentru Iisus. Surpriză, când a ajuns la mormânt, totul era făcut. Nu trebuia să facă nimic. De aceea credința te duce în posesiunea tuturor drepturilor pe care Hristos le-a câștigat la cruce. Cineva mi-a zis odată, zice, frate Mihăiță, să nu mai predici așa ceva, că oamenii chiar cred că nu trebuie să facă nimic. Da, nu trebuie să faceți nimic ca să fiți mântuiți. Trebuie să crezi, te pocăiești atât. Și primești tot. Binecuvântat să fie numele Domnului. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, uite că aveți copilași aici. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Ați auzit de vreun copil de 5 ani care are depresie? Dar de ce n-au copii depresie? Dar ăștia mari de ce au depresie? Cum se poate un copil de 5 ani n-are depresie și unul de 50 de ani are? De ce? Care e diferența? Știți de ce n-au copii depresie? Ia gândiți-vă la copilașii ăștia care stau aici, ce fac ei ca să mănânce mâine? Nu fac nimic, doar mănâncă. Cine face? Părintele. Deci, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu a făcut tot pentru noi. Noi trebuie să-L căutăm pe El și să credem în El. Gândiți-vă că luați un copil de 4-5 ani și îl duceți la mol în Suceava. Și vă ascundeți după un colț. Ce face copilul? Se bucură? Ceea ce bine că am scăpat de tata și de mama, acum mă duc la o mașinuță să-mi caut un BMW. Așa face? Dar ce face? El începe să țipe, să strige, pentru că nu-i mai prezent tatăl lângă el. Și în momentul când strigă, tatăl apare după colț, el se liniștește și tata îi dă tot. De aceea copiii n-au depresii pentru că ei caută fața părinților și părinții fac tot. E, treaba noastră este să căutăm fața lui Dumnezeu, să credem în Iisus Hristos și toate drepturile vin asupra noastră, binecuvântat să fie El. De aceea în prima chemare ca eu să am drepturile astea, El a pierdut tot, Dumnezeu pierde tot. Ca să fim mântuiți, pierde totul. Eu câștig efectiv totul prin credință. Gândiți-vă dumneavoastră la un copil care nu e încă născut din pântec. Ce face ca să se nască copilul? Ce poate face copilul să se nască? Nu face nimic. El se naște. De aceea, nașterea din nou, mântuirea, chemarea aceasta, veniți la mine, este prin credință. Și în momentul când dumneata le crezi, prins toate lucrurile astea. Binecuvântat să fie Domnul. Dar în dimineața aceasta eu nu vreau să vorbesc despre prima chemare, am vorbit aseară. Veniți la mine și eu vă voi da. Adică noi suntem trudiți, împovărați și El ne dă odihnă, pace, iertare. Deci noi când venim acum la cruce, când venim la jertfa Domnului Iisus, luăm totul. Și ascultați-mă, luați tot. Luați iertarea, luați pacea, luați bucuria, luați odihna.
Luați liniștea, luați totul din Hristos. Și în momentul când luați din pâine și din rodul viței, efectiv să intre în noi toate aceste lucruri. Amin. Și le primim prin credință datorită lui Hristos. Binecuvântat să fie. Amin. Dar acum urmează o a doua chemare, care este: veniți după mine. Acum să știți că sunt foarte puțini oameni care vin la Domnul, dar din ăștia puțini sunt mai puțini care vin după Domnul. Pe acum, dacă am venit la cruce și am luat tot, ce fac? Ei, a doua chemare, veniți după mine, la chemarea aceasta perdantul sunt eu și câștigătorul e Dumnezeu. De data aceasta eu pierd totul, eu mă sacrific, eu mă jertfesc, eu mă răstignesc, eu mor și câștigă Dumnezeu și împărăția. Dacă la prima chemare, da, câștig eu și pierde Dumnezeu, la a doua chemare pierd eu și câștigă Dumnezeu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, creștinismul are la bază două morți, nu una. Moartea lui și moartea mea. Ăsta e un creștinism complet. Deci noi acum la cină nu ne aducem aminte doar de moartea lui, ci murim și noi. Ei, noi facem jumătate, luăm tot din el, el pierde, noi luăm tot și după aceea ce facem? Acum pierd eu tot și câștigă el. Asta se întâmplă acum la masa Domnului. Deci trebuie să fiu răstignit și eu, trebuie să mor și eu, trebuie să mă jertfesc și eu, trebuie să mă sacrific și eu. Asta însemnează creștinism. Creștinismul are la bază moartea. Are la bază moartea lui Iisus Hristos, dar are la bază și moartea mea. Ascultați-mă. Noi vom experimenta viața lui Hristos în funcție de moartea noastră. Noi nu putem să experimentăm viața lui dacă nu murim. Viața lui vine în moartea mea. De aceea, ca să experimentezi viața lui Iisus Hristos, trebuie să mori. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are o mare legătură cu moartea sinelui. Cu cât sinele se golește și cu cât mori față de sine, cu atât ești mai umplut de Duh. Deci Duhul se odihnește peste tine în momentul când mori. În momentul când trăiești, Duhul se depărtează de tine. E foarte important lucrul acesta să-l înțelegeți. Galateni 2:20, dacă poți să afișezi, dumneavoastră știți versetele astea, zice apostolul, da? Am fost răstignit împreună cu Hristos, adică nu moare doar El, ci mor și eu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Pune-te, rog, și Romani, capitolul 6, versetul 4, să vedeți ce scrie aici. La Romani, capitolul 6, versetul 4, începând, e foarte important, zice: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Deci nu poți să ai învierea dacă n-ai moartea. Noi experimentăm viața de înviere în funcție de moarte, adică dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu El, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. De ce nu avem forță noi peste păcat? De ce nu primim puterea aceasta? Pentru că nu suntem morți. În momentul când ai murit, de drept ești izbăvit de păcat. Puterea păcatului își pierde intensitatea. De aceea, trupul păcatului este dezbrăcat de puterea lui în momentul morții mele. Romani 14:7, dacă pot să afișez. Deci, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine. Și niciunul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Observați, experimentarea vieții vine prin moarte. Dacă poți să pui și 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15, eu zic ce zice aici. Și El a murit pentru toți. Sunteți de acord că a murit pentru toți, da? Dar de ce muriți? Să ne ierte de păcate și să luăm noi tot acum la cină.
Deci, efectiv, a murit și noi luăm tot. Atât. I-au zis, și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Adică în momentul când iau la cină acum tot din Dumnezeu, ce fac când plec acasă? Mai trăiesc pentru mine? Nu. Deci El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în momentul când dumneavoastră luați din pâine și din rodul viței, dar plecați acasă și trăiți pentru dumneavoastră de mâine, ați luat cina în chip nevrednic. Nu. Noi luăm din El și mergem și trăim pentru El. Noi nu mai avem viață. Înțelegeți dumneavoastră? Ei, noi ce facem? Luăm prima parte, venim la cine, luăm tot și plecăm acasă și de mâine trăim pentru noi. Nu. Uitați-vă ce scrie mai departe, 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? A-L cunoaște pe Hristos în felul lumii înseamnă să accepți că El a murit pentru tine și în continuare să trăiești viața. Asta e un fel lumesc de a-L cunoaște pe Hristos. Felul duhovnicesc este să accepți moartea Lui, dar să mori și tu și să trăiești pentru Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți sau știți ce însemnează o celulă cancerigenă. O celulă cancerigenă, de obicei, celulele au un ciclu. Se nasc, trăiesc, fac urmași și mor și trăiesc prin urmași. Celula cancerigenă este o celulă care nu vrea să moară și mănâncă tot. Asta e celula cancerină. Ați văzut un om bolnav de cancer cum arată? Dar de ce arată așa slab? Cine l-a mâncat? E, de obicei, celulele au ciclul lor, se nasc, trăiesc, mor. E, celula cancerigenă zice, eu nu vreau să mor, eu calc tot în picioare și mănânc pe toți. Dar ea nu-și dă seama că în momentul când îl mănâncă pe omul bolnav, omul bolnav moare și moare și celula. Și se numește celulă sinucigașă. Uitați-vă dumneavoastră ce spune aici la Luca 9:24, fiindcă oricine va voi să-și scape viața și mănânci tot. Nu vreau să mor. Vreau să trăiesc pentru mine. Nu mă calcă nimeni în picioare. Și mănânci, și mănânci, și mănânci. Tu de fapt devii o celulă sinucigașă. Foarte multe celule din biserică sunt sinucigașe. Adică mănâncă tot. Nu vor să piardă. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în chemarea a doua, eu sunt perdantul. Eu îmi pierd viața, eu mor, eu sunt răstignit. De aceea, în prima chemare, nu trebuie să fac nimic, face El totul și eu iau. În a doua chemare, trebuie să fac eu totul și câștigă Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. E foarte important lucrul acesta să-l înțelegem. Să nu fim celule sinucigașe. Efectiv, trebuie să renunțăm la sinele nostru. Aș vrea să vă citesc o rugăciune. Să vedeți rugăciunea unui mare om al lui Dumnezeu cum suna. Se ruga în felul următor: Doamne, întărește-mă împotriva mea. Lașul cu glas plângăreț, care tânjește după confort, tihnă și veselie. Eu, marele meu trădător, eu, cel mai ipocrit prieten al meu, eu, dușmanul meu cel mai fioros, eu, obstacolul meu oriunde mă duc. Doamne, întărește-mă împotriva mea. Ați rugat vreodată rugăciunea asta? Noi ne rugăm, Doamne, întărește-mă împotriva lui, nu împotriva mea. Da? Dar trebuie să înțelegem. Marele trădător, marele dușman, marele obstacol ești chiar tu. Martin Luther spunea, nu am nici cea mai mică frică de puterile iadului, cu atât mai puțin de papă și cardinalii lui. Mă tem de inima mea mai mult decât de papă și de toți cardinalii lui, căci în lăuntrul meu este un papă mai mare, euul meu. Dumneavoastră știți că se poate lua cina fără să mori?
Dar aia înseamnă să o iei în chip nevrednic. Dacă nu vrei să renunți la viața ta, nu vrei să mori, nu vrei să pierzi, nu lua de aici. Pentru că nu poți să iei totul din el și să pleci și să trăiești pentru tine de mâine. Nu. Tu nu mai trăiești pentru tine, tu ți-ai pierdut viața și trăiești pentru el. Tu ai dispărut, tu ești dizolvat. Gândiți-vă că noi tot vorbim de sare, pentru că noi suntem sare. Na, gândiți-vă la surori. Ca să dea gust ciorba, ce puneți în ea? Sare. Și vreau să vă întreb, când mănânci ciorba la masă, unde-i sarea? O găsiți când mâncați, o găsiți? Dar unde-i sarea? A dispărut, oameni buni. Numai așa se dă gust prin dispariție. Deci eu sunt dizolvat, mă topesc în Dumnezeu, nu mai există. Există numai Dumnezeu care trăiește prin mine și asta dă gust. Noi dacă nu suntem la sacul la sare, dacă ai sare la sac, nu faci nimic. Trebuie să-l pui undeva și în momentul când se dizvolvă, se topește, face bine. Oprește putrefacția, dă gust. Binecuvântat să fie Domnul. Păi gândiți-vă că Pavel a zis, zice, eu nu mai sunt. A murit. Păi cum, a murit Pavel? Unde a dispărut Pavel? Zice, eu nu mai exist. Din momentul ăsta Dumnezeu trăiește în mine. Uitați-vă la doi, la un băiat și o fată, când se îndrăgostesc și se căsătoresc, zice că cei doi vor fi... Pe unde celălalt? Păi se topește, numai unul rămâne. Se contopesc. Tu când te topești în Dumnezeu, rămâne numai Dumnezeu, tu dispari. Binecuvântat să fie Domnul. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, șarpele, diavolul, are legătură cu eu-ul meu. Și când el este șiret, poate să facă firea să fie religioasă. Să facă lucrările lui Dumnezeu, dar cu sinele său. De aceea, uitați-vă dumneavoastră, în versetul care l-am citit, spune că sinele cu crucea sunt incompatibile. Nu se poate. Una trebuie să dispară. Ori crucea, ori sinele. Și dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea. E, dar sinele știe să facă lucrările lui Dumnezeu. Și le face aproape seamănă cu ceea ce face un om al lui Dumnezeu, un Duhul Sfânt. Și nu-ți dai seama. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Credeți că se poate predica cu sinele? Păi dacă nu faci școală de teologie, sinele, dacă are niște capacități intelectuale, poate să predice grozav. Eu am văzut, mai îs evanghelizări sau adunări unde te duci când vin alegerile electorale, îl pune pe primar să vorbească. Și nu-i pocăit, nu-i mântuit. Când vorbește primarul sau deputatul, nu mai știi care e păstorul. Ăsta vorbește mai mic ca păstorul. Învățați să vorbească. El vorbește cu sinele lui. El aseară a fost la discotecă, a fost la distracție, a fost la chef. Dar sinele lui are capacitate să producă așa ceva. La cântare nu mai vorbesc. Deci sinele e capabil să simuleze o cântare de parcă ai zice că e din Duh. Dar de fapt este din sine. De aceea sinele nu are la bază moartea. Dar el poate să zică Doamne, Doamne. Sinele nu poate face voia lui. Deci degeaba îmi ziceți, sinele poate să zică Doamne, Doamne în cântare, poate să zică Doamne, Doamne în rugăciune, poate să zică Doamne, Doamne în predică. Ce nu poate sinele? Să facă voia lui. Ele sunt incompatibile. De aceea Dumnezeu, trebuie să înțelegeți, nu acceptă nimic ce ai făcut cu sinele. Nici o cântare, nici o predică, nici o rugăciune, nici un program nu îl acceptă dacă este ceva din om. Dumneavoastră știți că Saul a primit un ordin,
când distruge pe Amalec să treacă prin ascuțișul săbiei ce? Și ce-o lăsat? Ce e mai bun? Pentru cine? Pentru Dumnezeu. Deci noi renunțăm la fumat, la băutură, la curvie, dar mai lăsăm niște lucruri bune din sinele nostru ca să-L slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, n-ați înțeles. Tot ce e din sinele vostru și rău, și beteag, și slab, și bun, trebuie trecut prin ascuțișul săbiei, că eu, Dumnezeu, nu primesc nimic din sinele vostru. Ei, dacă ar fi cum detectoarele, cum sunt detectoarele de minciuni, dacă s-ar pune în biserică să fie un detector care să perceapă, să fie niște senzori, cum faci ceva din sine să piuie. Să vedeți dumneavoastră la cântări, la predici, cred că s-ar strica astea în 2 săptămâni. Pentru că foarte mult e făcut prin sinele omului. E spectacol realizat de om. Noi suntem niște profesioniști. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Niciodată în bisericile din România n-au fost predicatori ca acum, cântăreți ca acum. Dar niciodată n-a fost mai slabă trăirea în voia lui Dumnezeu ca acum. Deci noi suntem o generație a predicatorilor de lux. Că tot le zicem de lux. Dar la trăire suntem praf. Pentru că sinele poate realiza toate lucrurile astea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, preoții trebuia doar să întrețină focul care venise de la Dumnezeu la altar să nu se stingă. Ei n-aveau voie să aprindă ei focul de la ei. Au încercat niște tineri să aducă ei foc. Ce însemnează foc străin? Au adus foc de la ei. Și ce s-a întâmplat cu ei? Dumnezeu nu acceptă foc de la tine. Tu trebuie să întreții doar focul venit de la Duhul lui Dumnezeu. De aceea, Babilonul, curva cea mare, este bazat, are la bază omul. De aceea zice, din om, prin om și pentru om. Înțelegeți? Din om, prin om, pentru om. La Ierusalimul cel Sfânt zice, din el, prin el și pentru cine? Ce mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Păi cum vi se pare dumneavoastră, ia gândiți-vă, să vă spun, o evanghelizare din vara trecută, scenă și banner în spate. Și pe banner, luni, marți, miercuri, predicatorii mari afișați cu numele. Marți, predicatorul cu numele. Acum nu vă supărați, eu vin din Biserică Ortodoxă. L-am dat pe Sfântul Pavel și pe Sfântul Petru jos de pe pereți ca să-i pun pe colegii mei. Măcar Petru și Pavel am știut că sfinți. Măi, dar ne-am tot îngroșat în poze, mă. Tot mai mari suntem. Păi unde-i Dumnezeu? Noi mari, numele mare, unde-i Dumnezeu? Păi nu zis Ioan, noi trebuie să ne... Și El trebuie să... Doamne, ai milă de noi. Dragilor, dacă noi nu înțelegem lucrul ăsta, eu nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin cale îngustă. De obicei, oamenii în biserici, prin cale îngustă, înțeleg, fără asta, fără asta, fără asta, fără asta. Și eu nu zic că e rău. Dar eu vă spun, cale îngustă însemnează fără tine, fără mine, fără sinele tău. Adică nu se poate merge pe calea îngustă cu sinele tău. Pentru că nu ai loc. De aceea, numai dacă renunți la sine, numai dacă te lepezi de sine, poți să mergi pe calea îngustă. Cu sinele tău pe calea îngustă nu se poate merge. Deci un bătrân de la noi, de 80 ceva de ani, zice, cu coarnele de cerb care vor crescut pe calea îngustă nu se poate merge. Acum eu vorbesc de niște coarne negative. Coarnele de cerb sunt niște trofee, pe vremuri se puneau undeva. Și la fiecare ne-au crescut niște coarne. Ba că predici bine, ba cânti frumos, ba ești frumos, ba ai bani, ba ai poziție, ba ai... S-au crescut niște coarne.
Cu coarnele astea pe calea îngustă nu se poate merge. Deci un frate zice, frate, le-am dat jos, zice, le-am tăiat și iar mai crește câte unul. Nu se poate merge. Trebuie să le dai jos coarnele astea care ți-au crescut și care ne-au crescut. Și ascultați-mă bine, dacă nu vrem să ne dăm jos aceste cornițe, vom intra într-o școală a lui Dumnezeu numită școala distrugerii. Pentru că tot ce vrea Dumnezeu este să te distrugă. Eu știu că dumneavoastră nu, poate nu se obișnuiți cu Evanghelii din astea, dar ascultați-mă, Dumnezeu n-are nicio milă de sinele tău. Tot ce vrea Dumnezeu pentru sinele tău este să-l vadă după cruce. Și se va lupta ani și 10 ani să staie coarnele, să te facă praf, să te zdrobească și să te distrugă, ca să te poată folosi. Așa că dacă noi nu înțelegem să ne umilim noi, să ne zmerim noi, să murim noi și acum când participăm la cina Domnului, Doamne, îți mulțumim pentru tot ce luăm din Tine, dar acum îți dăm viața Ție, noi nu mai trăim, murim, ne lepădăm de sine și câștigi Tu și când plecăm acum de acasă vom trăi pentru Tine. Dacă trăim pentru Dumnezeu, trăim și dacă murim, pentru Dumnezeu murim. Dacă nu înțelegem, Dumnezeu ne va băga într-o școală grea. Ascultați-mă, școala asta durează 10 de ani până pacientul este lăsat mort. Când este declarat mort, Dumnezeu zice, numai bun pentru lucrarea mea. Oamenii ăștia sunt folosiți de Dumnezeu, care sunt făcuți praf, zdrobiți, care nu mai au cornițe, care au renunțat la sine, care s-au sacrificat, care s-au răstignit și au murit, oamenii aceștia pot fi folosiți de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, pentru că ne iubește, noi zicem, Doamne, dar de ce lași anumite conjuncturi, împrejurări? Pentru că efectiv vrea să te distrugă. Vrea ca tu să nu mai existi și tot te învață prin diferite circumstanțe cine ești tu cu adevărat, ca să renunți la sinele tău. O să vă dau două cazuri din Scripturi. Dacă poți să afișezi la Fapte 7 cu 22, luăm un exemplu care dumneavoastră îl cunoașteți, Moise. Ia uitați dumneavoastră ce spune Scriptura despre Moise. Deci așa, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră cunoașteți vreun om care să știe toată înțelepciunea românilor? Da, un om care să știe toată înțelepciunea francezilor sau a englezilor? Dumneavoastră înțelegeți cine era Moise? Moise era vârf de piramidă în înțelepciune. Toată înțelepciunea egiptenilor era asimilată în mintea lui. Adică era cap de afiș, era savant. Dar nu doar atât, era puternic în cuvinte. Cum îl știți dumneavoastră pe Moise? Îl știți puternic în cuvinte? Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți, există oameni care au înțelepciune în minte, dar nu o pot exprima în cuvinte. Ei sunt înțelepți, dar dacă îi pui aici, ei nu pot să exprime în cuvinte ceea ce au în cap. Nu pot. E, Moise nu doar că avea înțelepciune și era vârf de piramidă în înțelepciune, era vârf de piramidă în explicații. Era puternic în cuvinte, el n-a fost gângav. Era vârf de piramidă când explica și nu doar atât. Deci era puternic în cuvinte și în fapte. Există oameni care au înțelepciune, știu să o exprime, dar nu știu să o pună în proiecte. E, Moise, gândiți-vă, știa toată înțelepciunea, putea să o exprime în cuvinte și putea să o pună în proiecte, în fapte. Nu doar atât, uitați-vă la versetul 23. Avea 40 de ani, deci era vârf de piramidă ca și vârstă. I-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. Mai un verset. A văzut pe unul din ei suferind de dreptate, a luat apărare, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean și l-a băgat în pământ. Ăsta nu era un copil, era un războinic. Adică Moise avea și putere. Deci vârf de piramidă în înțelepciune, vârf de piramidă în explicație, vârf de piramidă în proiecte, vârf de piramidă ca vârstă, vârf de piramidă în putere. Și acum uitați ce zice la următorul verset, 25. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, a lui Moise, le va da izbăvirea. Dar n-au
priceput. Dumnezeu, vedeți aici, zice, el credea că Dumnezeu, prin noi, păi dacă era vârf de piramidă în toate lucrurile. El credea că ăștia vor înțelege că Dumnezeu, prin toată puterea lui, îi va izbăvi. Și Dumnezeu, mă gândesc că s-a uitat la Moise, zis, Moise, ești prea puternic și trebuie să fac din tine un slab. Acum gândiți-vă la omul ăsta, vârf de piramidă, îl bagă Dumnezeu într-o școală 40 de ani. Știți cine era profesorul lui? Socrusul. Asta e umilință mare. Chiar să piși pe mâna lui soacră-te, așa lui soacră-te, nu vrea nimeni. Dumneavoastră puteți înțelege, ăsta vârf de piramidă, acum mai spune socrusul, te duci cu oile acolo, aduci laptele acolo, faci aia, faci aia. 40 de ani până într-un toiac gângav, nu mai știa nici să vorbească, vine Dumnezeu după 40 de ani, zice, Moise, hai, unde? Păi zice, acum mergem la dorința care ți-am pus-o cu 40 de ani în urmă, să numai că acum vor înțelege toți că prin mâna mea de Dumnezeu dau izbăvirea. E cu totul altceva. Dumnezeu te poate folosi ca să vadă toți că mâna Lui este puternică. Dar tu de obicei vrei ca Dumnezeu să te folosească să vadă toți că prin tine tu ești vedeta, tu ești campionul. L-a făcut praf în 40 de ani. Eu am 50 și încă mai am coarnea. Și Dumnezeu nu a terminat lupta cu mine. M-am tot întrebat în viață, Doamne, ce te lupți așa cu mine? Ce mă faci praf? De ce? Dumneavoastră puteți înțelege. Dumnezeu vrea să te facă praf. Să te zdrobească. Gândiți-vă la un alt caz, la David. Gândiți-vă că băiatul ăsta era marginalizat. El era aruncat într-o pădure să pască oile, în timp ce frații lui participau la prezidențiale. Adică tatăl lui l-a abandonat într-o pădure știind că n-are nicio șansă să iasă rege. Și i-a prezentat numai pe aia voinici, tari, frumoși, pe campioni. Numai că prorocul s-a uitat la fiecare și zice, nu-i, mai ai pe cineva? Zice, da, dar unul ăla n-are nicio șansă, e la oi, zice, să vină ăla. Acum gândiți-vă că aleargă o slugă spre pădure și strigă, David, David, și David, ce? Ce fugi repede că profetul nu vrea să facă nimic până nu te duci tu. Acum gândiți-vă ce s-o fi născut în inima acestui băiat. Păi, dar ce are prorocul cu mine? Eu care sunt mic, neînsemnat. Și fuge, și fuge, și fuge. Și îl vede pe bătrânul profet și la un moment dat bătrânul zice, îngenuchează. Mă gândiți-vă că băiatul ăsta se pune în genunchi și simte cum îi picură ceva pe cap. Copiii dumneavoastră nu știu lucrul ăsta, dar un copil de evreu știa că în momentul când îți curge un de lemn pe cap, ești făcut rege. Cum gândiți-vă ce-o fi fost în inima lui, ce zi memorabilă, ce fantastică zi, ce uluitoare zi, ce-o fi gândit David, ăsta mă face împărat. Și aude vocea bătrânului, iată unsul Domnului. Ascultați-mă, din momentul acesta, David intră pentru câțiva ani într-o agonie de nedescris. Eu nu mai înțeleg. Mă ungi ca împărat și mă bagi în agonie și în suferință? Pe ce-i Dumnezeu ăsta? Și bisturiul cu care lucra Dumnezeu în viața lui David era tocmai unsul domnului Saul. Acum dacă era un filistean, dacă era un amalecit, nu te doare. Dar când unsul Domnului, tocmai ăsta din comitet, tocmai ăsta care predică, da. Uite, ăsta e bisturiul folosit de Dumnezeu ca să taie în tine. Și tu ce faci? Ce faci tu? Accepți profesorul ăsta? Ascultați-mă, în fiecare dintre dumneavoastră respiră un Saul. Trăiește un Saul în venele dumneavoastră. Și Dumnezeu vrea să-l distrugă pe Saul cu Saul din exterior. Și tu ai un Saul în tine. Și îl va folosi pe Saul din exterior să-l distrugă pe Saul din tine, ca să fii un rege după rânduiala lui David, nu al lui Saul.
Saul trăgea cu săgeți. Făcea jocuri de culise. El făcea că îl iubește pe David și aranja în culise cum să facă să moară David undeva. Zice, băi, vrei să fii ginele împărate, de aia de altceva. De jocuri de culise, aruncături cu săgeți. L-ați văzut pe David să ia săgeața, să tragă înapoi? Să facă jocuri de culise? Dacă faci jocuri de culise și tragi cu săgeți, ești un rege după rânduiala lui Saul, nu al lui David. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, David era un erou național, nu era oricine. S-a bătut cu Goliat, putea să uită la Saul, zice, bă, nebunule, păi tu nu vezi că ai nebunit? Tu n-ai înțeles că eu sunt unsul? Tu n-ai înțeles că Dumnezeu m-a ales pe mine? Hai, dispari! David a știut un lucru, că Dumnezeu conduce istoria și pune împărații. Saul s-a bătut pentru asta, el n-a înțeles că Dumnezeu dirigează istoria, Dumnezeu pune regii. Și într-o zi, David a ajuns rege, după rânduiala lui Dumnezeu, nu a omului. De aceea s-ar putea să fie cineva care trage cu săgeți în tine. Ai voie să te ferești. Asta îți dă Dumnezeu voie, ca David, dar nu fără scoală. Așteaptă până Dumnezeu te pune rege. Eu când m-am întors la Dumnezeu, aveam o râvnă. Noaptea, mi se părea mie că aveam descoperiri, am scris pe vreo 13 foi. Când m-am dus duminica la biserică, m-au pus pe mine odată la amvon, am făcut adunare generală. Și nu mai m-au pus luni de zile. Și mă pișca în sinele meu, bă, păi du-te mă la altă biserică, mă. Păi au nevoie acolo, nu-i ca la dumneavoastră, sute de oameni, câțiva oameni. Și Dumnezeu zice, nu, stai aici. Și eu care am crezut că Dumnezeu lucrează în ei, ei n-aveau nicio treabă, Dumnezeu lucra tot bine. Și umilit și smerit, luni de zile nu mă puneau să uitau la mine. După 15 ani, biserica aia m-a chemat păstor. Nu m-am dus, că slujba mea nu este de pastorație. Dar vreau să vă spun, timpul trece. Dacă ajungi cu săgeți și faci jocuri de culise, o vei sfârși ca Saul, nu ca David. De aceea, dacă Dumnezeu mă vrea pe mine păstor undeva, nimeni nu poate sta împotriva. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, atâta timp cât Dumnezeu are o lucrare cu tine, ești nemuritor. Puteți înțelege asta? Adică nimeni nu poate să-ți facă nimic, ești nemuritor. Au încercat cu Iisus să pună mâna, să arunce într-o prăpastie. N-au reușit până nu i-a venit ceasul. Deci mie până nu vine ceasul, nimeni nu poate să-mi facă nimic. Dacă Dumnezeu mă vrea undeva, mă va duce. Dacă Dumnezeu îngăduie ceva peste mine ca să mă zdrobească, mă va zdrobi și mă face praf. N-are rost să dai din coate, n-are rost să te zmucești, că nu o să faci mare brânză. Eu vă spun pe pielea mea, poate învățați și dumneavoastră, sunteți unii tineri care aveți energie și nu mai suportați cu ăștia bătrâni sau aveți alt ritm, altă viteză. Vreau să vă spun ceva tinerilor. Sinele nu poate accepta autorități. Trebuie să știți asta. Sinele nu poate suporta adevărul și nu poate suporta autorități. Este incompatibilă. Am spus odată o predică în adunare la noi și o soră s-a ridicat și a plecat. Și după aceea am luat un frate și m-am dus la ea. Zic, măi soră, de ce ai plecat din adunare? Ai făcut predica anumit pentru mine. Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră când veniți la biserică, pentru cine vreți o predică? Păi nu trebuia să te bucuri. Bă, ai făcut o predică pentru mine, slavă Domnului! Nu putea suporta adevărul. Ai făcut predica pentru mine. Păi da, eu n-am făcut-o pentru ea, da. Și ascultați-mă, tinerilor, sinele vostru nu vrea autorități, nu vrea puncte fixe de control, pentru că nu poate suporta așa ceva. Uitați-vă voi la Domnul Iisus. Ce a făcut 30 de ani? 3 ani l-a folosit Dumnezeu în lucrare, dar 30 de ani ce a făcut? A fost supus părinților. Nu e interesant?
S-a supus lor. Dar dumneavoastră știți că Domnul Iisus era perfect și Iosif și Maria erau imperfecți? Știți că El a fost copilul perfect care a avut părinți imperfecți? Pe cum vă întreb, nu putea Domnul Iisus, zic, vedeți, ce este autoritatea unui tată care nu este perfect și eu sunt perfect? Nu, Domnul Iisus a supus autorității. Uitați-vă la Iosif, tânărul din Vechiul Testament, că frații lui îl urau și îl dușmăneau și tatăl lui zice, du-te și caută pe frații tăi. Păi eu m-aș fi răsculat, de ce să-i caut? Oricum mă urăsc, mă dușmănesc, nu vreau să mă duc. N-a comentat. Uitați-vă la David când îl trimite taică-su, zice, du-te la frații tăi și du-le ceva de mâncare că sunt război. David nu comentează, vă zice, de ce? Eu oricum am primit ungere, ce am eu cu frații mei, că ei prezentat numai pe ei acolo, pe mine, nu? Nu. El se duce, niciodată n-ar fi fost victoria cu Goliat dacă n-ar fi ascultat de părintele lui. Deci voi nu o să biruiți niciodată uriașii din viața voastră dacă nu ascultați de tata și de mama. Ei nu sunt perfecți. S-ar putea câteodată să zică stai acasă și poate trebuia să-ți dea liber. Dar tu trebuie să te supui autorității pentru că sinele tău este zdrobit prin asta. El nu acceptă. Ei, acum vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu a creat o lume normală de care noi să ne bucurăm. A creat o lume supranaturală în care să intrăm, dar diavolul a făcut și el o lume virtuală. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, lumea virtuală pe care dumneavoastră o accesați nu are puncte fixe, nu are autorități. E ca o gheață întinsă pe care poți să patinezi cu ce viteză vrei și nu te oprește nimeni. Nu-i poliție în lumea virtuală? Nu sunt profesori, nu sunt părinți, deci ai intrat pe celular, te-ai dus și patinezi cum vrei tu. E o viteză de nedescris, poți să reiei totul de la capăt, poți să te joci din nou, poți să dai, să accesezi din nou. E o lume fără puncte fixe și fără autorități. Ei, oamenii ăștia care își prinși de lumea virtuală, când revin înapoi în lumea normală, ei nu mai pot să-și accepte părinții. Pentru că e o lume cu puncte fixe, mai înceată, ei acolo au o viteză, merg cu cât vor ei la oră. Și dacă se joacă pe o mașină și merge cu 350 la oră, el când vine în lumea normală să urcă pe o mașină, el nu mai poate suporta să meargă cu 50. Nu mai poate suporta să asculte de tine. El nu mai suportă lumea reală, normală. Uitați-vă, m-am dus la biserici și am văzut copii care nu pot fi stăpâniți decât cu un telefon. Deci dacă i-a dat telefonul în mână, s-a așezat pe scaun și gata. În rest, sunt tulburați, sunt nervoși. Pentru că ei nu mai rezistă în lumea reală când vin înapoi de lumea virtuală, pentru că acolo nu există punct de vedere. De-aia nu comentează la părinți, să răzvătesc la profesor. Ce profesor? Ce-mi trebuie mie atâtea exerciții? Ce vrea ăsta? Sinele nu poate suporta. E, sinele se simte bine în lumea virtuală. E lumea lui, plăcerea lui. Doamne, ai milă de noi. Amin. Ei, Dumnezeu trebuie să ne distrugă, să ne facă praf, să ne zdrobească ca să ne poată folosi. De aceea vă rog la cină, gândiți-vă la moartea Lui. Acceptați tot din moartea Lui, dar când plecăm, trebuie să înțelegeți că sinele trebuie făcut praf. Plecăm acasă și trăim pentru Dumnezeu. Dacă înțelegem lecția asta, ne vom scuti de o școală lungă pe care Dumnezeu o va face cu noi. Dacă nu înțelegem, Dumnezeu ne iubește și ne bagă în școala asta ani și ani de zile. Și ne face praf până El este mare și eu sunt mic. Pune, te rog, dacă poți să afișezi Psalmul 133 cu versetul 1. Dumneavoastră știți, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Înainte de mine la o adunare a vorbit cineva de aici, din psalmul ăsta, și a pus o întrebare și tot el a dat răspunsul. Și a pus întrebarea asta, când locuiesc frații împreună într-o familie și-i plăcut? Și a dat el răspunsul, zice, când sunt mici.
Când sunt mici, dacă 10, să joacă, să ceartă, să împacă, mănâncă, dorm, tot, e plăcut. Cum crește unul mai mare? Zice, eu cu mucoșul ăștia nu mai stau, mie îmi faci camera mea. Nu e interesant? Nu, un pic s-a înălțat. El nu mai vrea goia mici, el vrea camera lui. Deci ascultați-mă, secretul părtășiei este să fii mic. Când oamenii sunt mici, creează părtășia. Și în momentul când se creează părtășia, fiți atenți ce urmează, versetul 2. Este ca unde lemnul, deci ungerea lui Dumnezeu vine unde este părtășie, dar părtășia se creează unde oamenii sunt mici. Și vine ungerea lui Dumnezeu, nu trebuie predicator, nu știu de unde, nu trebuie trupe de închinare, nu trebuie, nu știu, trebuie să fim mici să se creeze părtășia. Și vine ungerea, versetul 3. Este ca roa Hermonului, adică prospețimea, înviorarea, vine unde este părtășie și omul e mic. Și mai un verset, adică aici, că și acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Deci viața, înviorarea, prospețimea, ungerea, vine unde e părtășie, dar secretul părtășiei este să fii mic, 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 mic și Dumnezeu să fie mare. Amin. Avem noi o cântare care zice, sunt un bulgăraș prea mic. Sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai, cu atât tu te vezi mai mare. Unul dintre mari dirijori ai lumii, cred că numele lui a fost Toscanini, a dirijat o orchestră și au interpretat Sinfonia Nouă de Beethoven. Atât de bine au cântat-o, încât tot publicul s-a ridicat în sală, a început să ovaționeze și să bată de palme. Dirijorul, când a văzut, s-a întors spre public și a făcut un semn de respect. Publicul a explodat. Când a văzut Toscanini lucrul ăsta, s-a întors la orchestranții lui și le-a spus următoarele cuvinte. Domnilor, eu, Toscanini, sunt un nimic. Domnilor, voi care ați interpretat Sinfonia Nouă de Beethoven, sunteți nimic. Domnilor, Beethoven este totul pentru că cântăm Sinfonia lui. Acum eu vă spun altceva în dimineața asta. Domnilor, eu, Mihăiță Dănilă, care am predicat, sunt nimic. Domnilor, fratele care stă lângă mine e nimic. Domnilor, care ați cântat tinerilor, sunteți nimic. Care ați venit în dimineața asta, sunteți nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Amin. Cântăm Sinfonia de pe cruce. Cântăm muzica Lui. Păi cum să iei strălucirea de pe un om și să o pui pe mine? Vrei să mă bagi în cuptorul lui Dumnezeu? Unul singur este totul, Iisus Hristos. Amin. Și noi în dimineața asta ne micșorăm, mergem la cruce, ne pocăim și cu credință luăm tot și plecăm și dăm tot. Moare El și mor și eu. Și atunci când mor, experimentez viața din Hristos. Și puterea lui Dumnezeu se va odihni peste tine. Dragilor, să nu umbrim slava lui Dumnezeu, să nu luăm slava lui Dumnezeu, ci toată gloria, toată slava să fie a celui care a murit pe cruce, care a suferit de dragul nostru, care a plătit totul. Am venit la El și am primit. Și acum vom pleca, vom muri, și Dumnezeu se va proslăvi prin noi. Nu uita, dacă vrei să fii sare, să dea gust, trebuie să dispari, trebuie să te topești, trebuie să te dizolvi. Altfel nu dăm niciun gust în jurul nostru. Fie că acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie o pâine, să nu fie o informație, să fie o pâine pe care să o mâncăm. Dumnezeu să ne ajute. Amin.